Hai, salut, eu sunt Novi și revenit cu un nou videoclip de Clash Royale pe contul lui Marcus. Dragi abonaților, acum avem un frumos chest opening pe canal, pe contul lui Marcus. Am vrut să zic pe canalul lui Marcus. Avem două free chesturi, un crown chest, două magical chesturi, un legendary chest, un super magical chest, clan chest, un turneu de 25 de cărți pe locul 1 a ieșit. Și avem și un Double Elixir Draft Challenge de 9 winuri. Deci de când a ținut acest chest, what the fuck? Văd că nici nu a intrat pe cont, s-a temut să nu apeși pe ceva în care Epic Sunday, incredibil, respect pentru Marcus. Hai să-i cerem goblin barelul, mai bine spus, că văd că folosește. Ok, asta n-am aici, Fireball, niște barbari. Ok. După, vreau să vă spun că poate vă întrebați, Ovi, de ce nu mi-ai postat de două zile? Deci, dragi abonaților, ieri am filmat un videoclip cu challenge-ul ăla nou, 2 vs 2, Sunday sau așa ceva, nu știu cum era. Și am filmat foarte, foarte frumos a fost videoclipul, când colo nu mai am memorie la telefon. Dragi abonaților, am murit de ciudă, deci nu mai am putut, am zis că îmi bag piciorul în nea de treabă și am șters, am aruncat telefonul în pat și am stat. Deci am fost așa nervos cu challenge-ul ăla, cu giant-ul, știți care cine distruge prima dată turnul, ea câștigă. Deci challenge-ul ăla l-am făcut și a fost foarte, foarte frumos și când colo nu mai am avut memorie la telefon. Și după mai am un videoclip tot pe contul lui Marcus, cum am primit legendare din Free Chest. O să vă las după aia mâine sau așa, că videoclipul ăla e foarte vechi, o 3 săptămâni cam așa, când l-am crescut eu pe el. Deci este de ceva timp și o să-l postez tot mâine sau poi mâine, o să văd când. Dar hai să nu mai vorbim atâta și să începem cu Free Chest-urile. Hai să vedem cine e de trage bănaților. Gold, gems, bets și furnal. Ok, stați prima dată să fac un screen. Așa, perfect. Hai să vedem următorul free chest. Gold, minioni și battle ram. Ok. Hai să vedem cine dă din crown chest. Gold, gems, mortar, minion horde, cele trei muschetiere și un freeze. Nice. Hai să vedem cine dă din 25 de cărți în turneu. 175 gold, 5 royal gigant, cele trei muschetiere și ice spirit. Ok. Hai să vedem cine e de la Double Elixir Draft Challenge de 9 winuri. Că e prima dată 5750 gold, un Inferno Tower, 48 mortar, 50 minioni, cele 3 muschetiere 13, mamă, cred că e legendară, 15 barbarian hat, nu, 137 de scheleți și 3 mirror, ok. Hai să vedem cine e din clan chest, ok, 1620 gold, 3 Mega Minion, 38 Spirit Goblin, 6 Furnal, 18 Dark Goblin, e legendară. 201 Minion Horde, este legendară. 3 Clon și avem legendară, dragi bănuțele. Avem fucking legendară din Clan Chest, what the fuck? Se poate să avem 3 legendare astăzi, 3 legendare. Hai să vedem, scrieți în comentarii, dragi bănuțele, ce legendară credeți că pică din acest frumos Clan Chest. Cum zice Body, ei! Hai să vedem cine dă în 3, 2, 1 și... Și este... Hai să vedem ce este... Nightwitch-ul! Nightwitch-ul de level 2, nice! Ho-ho! Nice, nice, dragi abonaților, nice! Nightwitch de level 2! Yeah, baby! Ok, hai să vedem cine dă din magical chest-uri. Gold, Inferno Tower, Wizard, Bats, Elite Barbar, Heal și avem legendară din Magical Chest. 5 cați și avem o legendară, what the fuck. Dragi abonați, scrieți și iarăși în comentarii ce legendară credeți că pică din acest frumos Magical Chest. Nu cred. Nu cred. Hai să vedem ce ajută în 3, 2, 1 și... What the fuck. Și ne dă Inferno Dragon. 4 din 2 la Inferno Dragon, ok, n-are absolut nimica. Hai să vedem ce e de din următorul Magical Chest.
se putea să avem 4 legendare, 1200 gold, 12 bomberi, 14 beți, 27 Tesla, 5 mini P.E.K.K.A., 41 barbari, 20 furnal și 4 giant skeleton. Ok, hai să vedem ce e din super magical chest. Gold, elixir collector, 2 witch, 272 beți, 293 barbari, 129 bomb tower, 23 de giant skeleton și avem legendar. O să avem 4 legendare, dragi abonaților, în acest frumos videoclip, nu cred. Like, 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 vă rog frumos, like, like, like. Hai să vedem ce ne dă din super magical chest în 3, 2, 1 și... Și ne dă... Deloc! Ne dă deloc și poate face la level 2, dragi abonaților. Este! Dragi abonaților, hai să vedem ce ne dă și din legendary chest, nu cred. 4 legendare avem din acest frumos chest opening. Hai să vedem ce ne dă în 3, 2, 1 și... Și ne dă... Ne dă minerul! Și îl poate face și ăsta la level 2, nu cred! Minerul, nu cred! Hai să vedem aici. Deci are deloc. La level 2 îl facem, că l-are în deck. Deloc de level 2. Băi, eu zic că să upgradăm 6 la alte, că văd că sunt bune legendarele, de ce nu? Și Nightwitch-ul. Hai să vedem. Nightwitch-ul de level 2. Ok, și miner de level 2. Pentru acești bani, oricum o să-l cresc în trofee, că poate să se supără, dar vreau să fie foarte frumos. Dar nu cred că se supără, că este un prieten de-a meu foarte, foarte bun. Și nu cred că se supără, că le-am upgradat. Și dacă s-a supărat, dar nu cred că s-a supărat. O să-l cresc oricum la 4000, că n-are nevoie și alea. Dragi abonaților, dacă v-a plăcut acest frumos chest opening, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Și linkul de la Facebook-ul meu o să vi-l las în descriere. Ceau, v-am pupat, pa, pa!